Am mai revenit și noi pe YouTube, n-am filmat ieri, Nu am sunt fost plecate. am dormit. Am fost plecate și azi am venit acasă și ia uita și ne-a adus Alisa. Ce ai aici? Gogoș. Cu? Ciocolată. Ia, cu tărtaie, des-o una. Rupe una, pardon. Asta. Cu mâna rupe, că e... Mamă, dă și mie, dă și mie. Vrei și tu, bunico? Sunt bune. O să plec și lui Andreea și lui Aia. Aia nu mănâncă. De unde le-ai luat? De la Penny. Pentru moment am crezut că tu l-ai făcut. Cum să fac eu așa ceva? Dar bine, am încercat să fac. Dar nu mai ieșit. Stai că eu acum mănânc. Nu mai puteam de poftă. Mi-ai făcut poftă de la poartă. Ce faci, bunico? Salutare, dragi prieteni. Suntem aici la mesfagerie. A venit Alisa pe la noi și a cumpărat gogoși de la Penny să mănâncă. După atâta cărnărie, unde am făcut de porc, de la rânză, de la cărnață, nu am mâncat și noi nimic. Dulciuri n-am făcut. Am făcut numai... Da. Carne. Cu carne, de unde să facem dulciuri? Nu, cumpăram și noi ceva și făceam. Facem, ne facem. Urmează și dulciurile acum, mai ales săptămânile astea, full. Da, facem. Urmează rețetele tale speciale de cozonaci, da, de... Da, facem. De sărbători facem. Da, mai sunt... Mai 3 zile până la Moș Nicolae. Cum 3 zile? Mâine e duminică. Azi e sâmbătă. Da. Nu, e vineri. Până mâine. Duminică seara e Moș Nicolae. Dragi prieteni, îmi cer scuze că am plâns un pic, mi-am adus aminte de mama. Mama mai are 2 luni și împlinește 1 an de când a murit. Și știți cum e pentru o mamă, am mai plâns și eu. Asta e, trebuie să mai plângem pentru părinți, pentru... Și am făcut așa o supărare foarte mare, adică un dor foarte greu. Ce să facem? Așa suntem. N-am ce să facem. Împlinește un an. De mama. Noi nu putem filma când facem pomenile, când ne punem că... Na, ne este așa mai greu. Da. Dar se fac și filmulețe și... Da, da, n-am făcut. Da. Facem. Vedem. Da, dragi prieteni, sunt foarte așa... Am un dor foarte mare. Supărată și ea. Nu pot să mai vorbesc. Mai vine și Alisa pe la noi, ne mai înveselește și pe noi. Nu pe mine, pe bunica Ileana. Aici puțin. Gata. Ai venit la bunica? Da. Unde e bunica ta? Acasă. Pregătește de mâncare. Și te-ai câte unde? La socră. Nu mai chema și pe mine ieri la oaie. Să mănânc și eu. Ai făcut cârnați, ai făcut mămăligă și nu mai chema. Acasă. Cum nu erai acasă? Eram la bunica mea. Ne-a trimis aici acasă, dar n-ai fost tu acasă, ai fost la Marița. Am ratat oaia, vezi? Nu mai am făcut-o de oaie. Up. Și mi-ai păstrat și mie carne din oaie. Da. Păi și unde? Că mi-a... Bunar ți-am băgat. Mi-ai adus gogoș. De ce nu mi-ai adus o bucată de carne să-mi o frig de oaie? Păi ne-am făcut din buzunar. Mi-a zis Marian acum la bijuteria că ați făcut cârnați, că ați făcut carne. Nu mai chema și pe mine, vezi? A, băi, acum am fost dacă la bijuteria. Păi da. Luai pufuleț, doar în pâine. Da, da. Ia zi. Păi dacă tu nu ai venit, nici eu nu era. La gură. Ciocolată, i-a dat Alina. Nu i-am dat asta. Eu i-am dat. Ia. Mă, urâtule. Ia stai, babă, să vadă lumea ciocolata. Nu mai vadă ciocolata la copilul meu. Eu nu mai vorbesc cu el, gata. Nu mai e iubitul meu. El e o ciocolată. Ce să mai vadă ciocolată dacă el e o ciocolată? Este mai negru ca ciocolata asta. Mâncați-ai și ochii. Alisa, ia leagă și tu, bălea. Mănâncă-i tu ciocolata de pe obrazul unde las. Nu ai mănânc ciocolată. Ne? Îl mănânc pe el. El are mai mult ciocolată. Aia ne. Uite-te aici la cameră. Când o să fii mare o să vezi acest videoclip, da? Da.
Când o fi mare copilul meu, îi arăt în videoclip. Madic sau Cârleuștie? Ha? Imediat, moșule, îți dau apă. Dar vezi că are dinte, să nu te mușcă. Are dinți. Vrea să doarmă, gata. Ai. Îți dau drumul acum și ca jos. Aiane, uite-te aici la prieteni. Aiane, salută prietenii. Ce nu te lai tu? Oh. Dar el n-are urgină de noi, atâta luăm în brațe, atâta îi facem. Ba. Fac și eu ca tine, hai. Mama. Uite, îi se vede dinții. Stai, uite-te aici la cameră să vadă prietenii, n-a flecă noi anumâi. Aianuț. Vor fetele. Ce mânjiți Casandra asta, Alisa? Ce l-ai mânjit? Haide să o ștergem pe față. Nu. Bunico, mi-a dat mesaj o fată, auzi că vrea să-l ia la ea acasă. Da. În privat, dai? Da. Nu. De ce, e al tău? Este iubitul meu. Ce frumos face, mâncai așa. Ok. Mă, ce faci? Un pic la dubă. Stai că-mi și cu maică mea. Mă mușcă. Azi am împlinit 2 luni. 2 luni, 8 luni să zic. 2 luni. Mai arătai tu de 2 luni. Scuze, nu am vrut să zic 2 luni. S-a supărat că am zis 2 luni, am plinit 2 luni. Am plinit 8 luni. 8 ai împlinit, gata. Uite cum am luat în brațe, uite. Am zis 2 luni din greșeală, 8 luni ai împlinit, da? Azi, pe 2. Și ziua lui de naștere este pe 2 aprilie. Deci nu mai pot de râs. Cât am plinit, Alisa? 2 luni. 8 luni. 8 luni. El zice acum că a plinit 8 luni. Ce frumos stă pe tine. Lăsați-ne în comentarii, prieteni, dacă mă potrivesc eu cu el. Nu. Nu, Alisa glumește. Dacă nepoțelul meu e frumos. Am zis din greșeală că am plinit 2 luni și a început să plângă. Păi da, îl faci mic. Și el are 8 luni. E băiat mare. Și el s-a supărat și el vrea să-i spică că are 8 luni. Da, îți arăt vlogul să vezi cum vorbește. Aiane, câte lunișori ai tu? 2 luni. 2 luni. Nu, mă, nu. De ce l-ați mâncit? De ciocolată. Arăt de 2 luni. Dar oricând când îl filmezi, e un dar. Uite, îmi scuipa și facem așa. De la tine, nu de la mine. Pune-mi de la doamna Ileana scuipat. Să-l ștergi. Mamă, ce păr are copilul. Furat pe belea. Câte lumișuri ai? Ce ai dat să mănânce? I-am dat cărniță. I-ai dat ciocolată. Să te pârăsc. Așa? Mai mănâncă și el ciocolată, că îi crede... Dacă îl înveți de acum... Aoleu! Un pic! Te dacă se uita în gura mea... Aia era un pic, da. Am văzut.
Dragi prieteni, noi vă lăsăm. Că acum, nu știu, ne gândim ce să gătim. Aian s-a învățat să dansează. Am învățat să dansează. Da, da. Ce bune are! Dansezi un pic, Aian. L-a învățat doamna Ileana să scoată limba. Lasă că așa e. Cum așa e bine? Să stă cu limba afară. Să scoată limba la voi. Aiane! Să uită pe ea. Că nu l-a luat în brațe. Ia scoate limba. Ia, Iane, ia. Ia scoate limba, hai. Nu e voie. Nu că... Uite palma. Și-ți dau pe timp. Prieteni, mai glumim, mai râdem. Nu? Ce dințare de vampir! Uite, m-a mușcat, Iane. Mai are doi din sus. Eu aseară am văzut. Da. Aiane... Zi așa la, uite-te la mine și repezi după mine, da? Salutare, dragi prieteni, mulțumesc că m-ați urmărit și v-ați uitat la mine. Eu vă pup și vă iubesc. Revin cu mâncărica lui mami. Mami se pune să facă mâncărică, să-mi gătească, da? Hai, revenim, prieteni, cu un alt vlog. La